pentru o persoană emotivă este de preferat să înceapă strategia exact invers. Adică vă cunoașteți, ieșiți în parc, ieșiți la o bibliotecă sau știu eu undeva unde există un interes comun, la un spectacol, la o operă, teatru sau altceva, un concert, ceva, și apoi în parc, stați de vorbă, vă cunoașteți la un ceai, la o cafea, la o bere, la ceva. Când încep să se înfiri pe sentimente și începeți să vă complimentați, să vă transmiteți noapte bună, abia aștept să ne vedem mâine, cum ai dormit, nu știu ce, da, acolo este semnal, mi-a fost dor de tine, vă sărutați, da, crește frumos, dospește frumos aluatul. Și când este totul gata, dospit, atunci, da, când celălalt ajunge să spună mi-e atât de dor de tine, chiar te iubesc sau mă simt atât de norocos sau norocoasă să te cunosc pe tine și ce frumoasă e viața mea acum de când suntem împreună, abia atunci, din partea amândurora fiind investite sentimente, este timpul de apropiere intimă. Și în felul acesta, chiar dacă nu iese bine din prima, o femeie de genul acesta care așteaptă, care e capabilă să vadă omul și să-l aprecieze și dincolo de partea sexuală, altă atitudine va avea când se va întâmpla asta. Și la fel poți să-i spui, ești atât de frumoasă încât m-am emoționat și iată ce se întâmplă, exact asta nu voiam să se întâmple, să te dezamăgesc. Iar ea, femeie matură, emoțională, o să spună, dar nu m-ai dezamăgit, asta e doar o chestie, e normal să fie la început și așa ceva, o să trecem noi cu bine peste asta. Da? Și altă experiență, altă poveste se scrie acolo.